Mă numesc Carina, și povestea mea nu este una cu care să mă mândresc, dar este realitatea mea, așa cum s-a întâmplat. Am făcut o greșeală imensă, iar acum trăiesc cu consecințele ei în fiecare zi. Am decis să mă înșel soțul, dar nu din iubire sau dorință, ci dintr-un impuls nebun de răzbunare, o decizie pe care nu aș fi crezut niciodată că o voi lua. Dar să încep cu începutul. Eu și Adrian ne-am cunoscut acum mai bine de opt ani. Am avut o relație frumoasă la început, plină de iubire și pasiune. Ne-am îndrăgostit repede și, după doar doi ani de relație, ne-am căsătorit. Era tot ce îmi puteam dori: stabilitate, un partener grijuliu și o relație care părea să dureze pentru totdeauna. Însă, cum se întâmplă de multe ori în viață, lucrurile nu sunt mereu așa cum par. Pe parcursul anilor, relația noastră s-a schimbat. Adriana a început să fie tot mai absent emoțional, iar eu mă simțeam tot mai singură. Comunicarea dintre noi s-a deteriorat încet, iar certurile deveniseră o constantă. La început, am crezut că e doar o perioadă dificilă prin care trecem, că orice cuplu are probleme și că, în cele din urmă, vom reuși să ne regăsim. Dar pe măsură ce lunile treceau, Adrian părea tot mai distant. Îmi spunea că are mult de lucru, că stresul de la job îl consumă, dar nu mai era același bărbat cu care mă căsătorisem. Uneori, îmi răspundea sec, alteori nu îmi răspundea deloc la întrebări. Mă simțeam invizibilă lângă el. După un timp, am început să bănuiesc că ar putea avea pe altcineva. Așa că am început să fiu mai atentă la telefoanele lui, la programul său și chiar am verificat mesajele de pe telefon. Acolo am găsit ceea ce mă temeam cel mai tare, mesaje între el și o altă femeie. O conversație care la început părea inofensivă, dar care devenise din ce în ce mai intimă. Inima mi-a sărit din piept în momentul în care am citit un mesaj de la ea, care spunea: Abia aștept să te văd diseară. Mi s-a părut că lumea mea se prăbușește. Cum a putut să mă trădeze așa? După toate momentele frumoase petrecute împreună, după tot ceea ce construisem împreună, el a ales să se apropie de altcineva. Furia și durerea m-au copăleșit. M-am dus direct la el și l-am confruntat. La început a încercat să nege, dar când i-am arătat mesajele, a rămas tăcut. Îi nu e ce crezi, Carina mi-a spus el, dar nici măcar nu părea convins de propriile sale cuvinte. Și, sincer, nici nu mă mai interesa ce avea să spună. Mă simțeam trădată, umilită și distrusă. După această confruntare, am început să mă simt din ce în ce mai închisă în mine. Nu mai vorbeam cu el, evitam să ne vedem și fiecare zi devenea o tortură tăcută. În loc să discutăm și să încercăm să găsim o soluție, relația noastră a devenit una plină de tensiune și resentimente. El a continuat să stea mult la muncă, iar eu mă simțeam tot mai pierdută. Într-o seară, m-am întâlnit cu prietenii mei pentru a ieși la o băutură. Printre ei era și Alex, un fost coleg de liceu cu care păstrasem legătura ocazional. Era genul de bărbat carismatic și glumeț, și, în acea seară, a fost atent la mine într-un mod pe care nu-l mai simțisem de multă vreme din partea lui Adrian. Mi-a complimentat rochia, mi-a zâmbit, iar acele mici gesturi au început să îmi reconstruiască încrederea în mine, măcar pentru câteva momente. Am continuat să ne întâlnim în grup în săptămânile care au urmat, iar relația mea cu Alex a devenit din ce în ce mai apropiată. La început nu am realizat ce se întâmplă. Îmi spunea lucruri pe care Adrian nu mi le mai spunea de ani de zile: că sunt frumoasă, că merit mai mult, că ar trebui să fiu fericită. Am început să simt o atracție față de el, iar la un moment dat mi-am dat seama că nu mai era vorba doar de prietenie. Într-o seară, după o ieșire cu prietenii, Alex m-a condus acasă. Înainte să intru în casă, s-a apropiat de mine și m-a sărutat. A fost un sărut scurt dar plin de emoție, iar eu nu m-am retras. De fapt, am răspuns la acel sărut cu o dorință pe care nu o mai simțisem de mult. În acel moment, am simțit că îl trădesc pe Adrian, dar nu m-am putut opri. O parte din mine simțea că îi răspund astfel pentru ceea ce îmi făcuse. Seara aceea a fost doar începutul. Am început să mă văd în secret cu Alex, iar relația noastră a devenit fizică. Știam că ceea ce făceam era greșit, dar eram prea furioasă pe Adrian ca să îmi mai pese. În mintea mea, îmi justificam acțiunile spunându-mi că meritam asta, că meritam să mă simt iubită și dorită. Mă simțeam trădată de Adrian și am vrut să-i arăt că și eu pot să-l trădez, că pot să fac același lucru. Cu toate acestea, relația cu Alex nu era una bazată pe iubire. Era pur și simplu o răzbunare, o modalitate de a mă simți din nou puternică. Dar, pe măsură ce timpul trecea, am realizat că nu mă simțeam deloc mai bine. De fapt, mă simțeam și mai rău. Într-o noapte, după ce m-am întâlnit cu Alex, m-am întors acasă și m-am uitat la Adrian. Stătea pe canape, pierdut în gândurile lui, iar eu am simțit o tristețe profundă. Ne-am distrus relația, și totul pentru ce? Pentru că nu am avut curajul să discutăm deschis despre problemele noastre. Am decis că trebuie să pun capăt relației cu Alex. Nu era ceea ce îmi doream cu adevărat, și știam că, în adâncul sufletului, nu voi putea trăi cu mine însămi dacă continui. I-am spus lui Alex că nu mai putem continua, că a fost o greșeală și că nu mai vreau să mă văd cu el. A înțeles, iar eu am simțit o ușurare enormă. Cu toate acestea, răul fusese deja făcut. Relația mea cu Adrian nu mai avea cum să fie salvată. L-am confruntat din nou, i-am spus că știu totul despre femeia cu care mă înșela și, pentru prima dată în luni de zile, am avut o discuție sinceră. Am recunoscut și eu că am greșit, că m-am lăsat dusă de furie și de dorința de răzbunare. Ne-am privit în ochi și am știut că totul s-a terminat. Nu mai era nimic de salvat. În cele din urmă, am divorțat. Amândoi am făcut greșeri, iar căsnicia noastră s-a destrămat sub greutatea neîncrederii și a trădării. Nu sunt mândră de ceea ce am făcut, dar am învățat o lecție importantă. Răzbunarea nu aduce niciodată vindecare, ci doar mai multă durere.